Pentru ca Poli să joace în Liga a doua de sezonul viitor, clubul are nevoie de 7 milioane și jumătate de euro, bani care înseamnă datorii, dar și bugetul pentru sezonul 2012-2013, sume care trebuie achitate către furnizori, bugetul de stat și bugetul local, față de personalul clubului, antrenori și jucători, dar și către grupul de firme BKP. O sumă enormă pentru a o menține pe Poli în B, deși conform clasamentului trebuia să fie în A. Recașul, în schimb, cu un buget de 200.000 de euro pe an, a promovat în Liga a doua. Atleticii au nevoie de un buget dublu de 400.000 de euro pentru a se menține în Liga a doua. Cei drept, un buget pentru o echipă care a avut un alt fel de management, spre deosebire de clubul alviolet. Și atunci rămâne întrebarea care macină orice suporter al lui Poli. E mai bine ca datoriile să fie achitate și echipa să continue în B sau să renască din județ?